Dragii mei, am revenit în direct cu dumneavoastră, bineînțeles și cu invitații mei din această seară. Aș vrea să repet pentru cei care încă nu ați deschis televizoarele la ora 18. O sărbătorim pe Cristina Constantinescu în sensul că o aducem în fața dumneavoastră, fiind voce de aici, de la noi, din Argeș. O aducem pentru a o cunoaște mai bine, pentru a ne cunoaște tinerii și a-i susține să meargă pe acest drum al cântecului popular. Așadar, Cristina Constantinescu și invitații săi, pot spune cu mâna pe inimă, sunt prietenii ei toți, pentru că ne-am mai întâlnit în această formulă la filmări și sunt convinsă că fiecare a ascultat-o cu melodiile pe care le-a prezentat și în alte emisiuni și chiar cu prima melodie, Măinăicuță de pe Grui, acea doină din repertoriul Irinei Login, căreia Cristina Constantinescu îi dă o interpretare foarte frumoasă. Lângă mine se află doamna Angelica Stănescu, argeșanca noastră dragă, căreia îi spun bine ați revenit, doamna Angelica, aici în studioul Argeș TV, cu cântecele dumneavoastră și cu costumele dumneavoastră, care le schimbați de la emisiune la emisiune. Bună seara, vă spun și eu și bine v-am regăsit. Vă mulțumesc că mi-admirați costumele. Da, și în această seară purtați un costum foarte frumos. Mi-ați spus că este un costum nou, da. Atât ea cât și șoarțele, să-l purtați sănătoasă, să vă aducă noroc și în continuare să primiți dragostea publicului la intensitatea pe care dumneavoastră o doriți. Doamne ajută, asta îmi doresc foarte mult. Ce ne spuneți în legătură cu Dragobetele? Dragobetele este sărbătoarea dragostei. Cine iubește, se regăsește. Credeam. Cine iubește și lasă. Nu venea să mi-a venit să vă completez. Cine iubește, se regăsește. Deci, ce să spun? Fără dragoste nu se poate, fără iubire nu se poate. Iubire de aproape, iubirea soțului, iubirea copiilor sunt diferite, dar fără dragoste nu se poate trăi. Ce ne spuneți despre, sau cum ați perceput-o dumneavoastră pe Cristina Constantinescu? Despre Cristina Constantinescu pot spune multe. Este o fată deosebită, este o fată cu minte, liniștită, plăcută, cântă foarte frumos și am rămas și eu așa remarcată a fost când a mers cu mine, nu a mers neapărat cu mine. Am participat la filmări la Etno și mi-a plăcut foarte tare. Și de fiecare dată când apare, chiar îmi place, este o fetiță muncitoare. Îi mulțumesc lui Crinu că el se ocupă în special de ea și chiar a scos din ea un copil bun, va fi o viitoare artistă. Mulțumim frumos, doamna Angelica. Bună seara, Corina Turcu, alta argeșancă dragă, nouă tuturor, o interpretă tânără care, iată, se străduiește, stimați telespectatori, să vină în fața dumneavoastră cu melodii noi, cu costume frumoase, cu dragostea ei nemărginită pentru cântec. Și sunt convinsă că aceste cântece pentru Corina Turcu înseamnă, în primul rând, un balsam pentru sufletul ei. Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitația de a fi alături de această tânără minunată pe care o cunosc, am cunoscut-o la filmările realizate de către dumneavoastră, în emisiunile prezentate de către dumneavoastră. Vreau să-i urez pe această cale realizări frumoase, să meargă mai departe cu cântecul popular românesc, să păstreze tradițiile, portul și să aibă mult succes în ceea ce și-a propus să realizeze. Vorbește-ne despre melodia pe care ai adus-o în această seară în premieră. Da, am înregistrat o melodie compusă de mine, și text și linie melodică. Sper să vă încânt cu ea și mi-a plăcut. Cred că este o melodie de dragoste, fiecare am trăit prin... Te-am iubit, Măineică. Te-am iubit, Măineică, așa este.
Imediat o să o ascultăm și sunt convinsă că prietenii tăi, colegii, vecinii sunt în fața micilor ecrane și vor asculta cu mare atenție această melodie. Sigur, mă urmăresc, mai ales colegii de serviciu sunt cu ochii pe mine. Sunt cu ochii pe tine în această seară. Da. Bună seara, Cristi Bengulescu! Bună seara și bine v-am regăsit! Tu ești la fel ca și Crinul Dragobete în această seară. Să spunem că da. Se regăsește tema dragostei în cântecele tale? Da, se găsește. Se regăsesc. Da. Se regăsește. Da? Ce ne spui despre colega ta, Cristina Constantinescu? Este o fată minunată, talentată și din câte am văzut este și frumoasă. Și îi urez, da, și îi urez tot binele din lume și să fie cât mai talentată și cât mai frumoasă până, ca până acum. Să aibă mult succes. Și urez, da, și urez foarte mult noroc pe acest drum. Te-ai emoționat, Cristi? Da, cu nu-i nicio problemă și tu ai o voce frumoasă și în curând îți vom dedica și ție o emisiune. Cât de curând? Frumos. Da. Bună seara, domnișoara Matilde. Avem o fetiță. Bună seara și bine m-am regăsit. Ce mai faci, Matilde? Bine. Bine? În seara asta ce ne vei cânta? În seara asta o să vă cânt un duet cu mami și o melodie din repertorul Elisabetei Turcu. Doamne Elisabeta Turcu, ia uite ce frumos! Elisabetei Ticuță. Fată de la Mușcel. Sunt fată de la Mușcel, am înțeles. Foarte frumos. Tu ai ceva să-i spui Cristinei? Vreau să-i spun la mulți ani. Foarte frumos. Mami, o să vă rog să luați microfonul. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Că ați revenit în Iată alături de noi și dumneavoastră sunteți o interpretă la început de drum de aici, de la noi, din Argeș, care de fiecare dată veniți cu melodii noi și ați progresat și vocal, să știți. Da, și vă spun cu simțul răspunderii acest lucru. Știu că munciți foarte mult, știu că vă pregătiți cu profesori, vă doresc mult succes în continuare și vă așteptăm alături de noi. Da, noi suntem colege cu Cristi. Cu Cristi Bengulescu. La același profesor și bine că mai lucrăm și în partea particular cu frumoasă interpretă din Argeș, da. Simona Lungu se numește, da. Dacă nu am lucrat particular, nu am putea să progresăm, că asta este. Iar în ceea ce privește Cristinica, ești o fată foarte talentată, ești frumoasă și îți dorim, când te văd pe tine, o văd pe fetița mea, ceea ce îți doresc, îți dor și ție, mult succes în carieră și în viață. Bună seara, Bianca Păslaru! Bună seara și bine v-am găsit! Bianca de la Câmpul Lung! O tânără frumoasă cu care noi colaborăm de ceva vreme. Mă bucur că în această seară ești prezentă în emisiunea noastră pentru că nu ai mai fost de mult, Bianca. Și eu mă bucur să mă aflu aici și dacă aș putea, aș vrea să fac o urare. Te rog. Luni pe 1 este ziua mamei mele și vreau să-i urez la mulți ani și să-i spun că o iubesc. La mulți ani și din partea noastră și toate melodiile din această seară să fie pentru mama ta. Ai cunoscut-o, cred că în această seară, pe Cristina. Da. Care ar fi concluzia pe care ai tras-o așa, la prima vedere? Cu siguranță este o fată talentată și vreau să-i urez mult succes. Ai văzut ursul? Sau lupul? Ai răcit? Păi ieri când am vorbit cu tine la telefon, nu erai răgușit. Acum ai răgușit. De la emoții. Te-ai plimbat pe la Câmpul Lung și ai văzut lupul. Bine, glumim, mai și glumim în această seară. Vă mulțumesc pentru prezență. Iar acum o să vă invit să ne și încântați cu cântecele dumneavoastră. Corina Turcu, Te-am iubit, măi neică. Să vedem ce o să ne spună Corina în această melodie, în premieră. Doamna Angelica Stănescu, De ce n-ai venit aseară? De ce n-o fi venit, nu știu. O să aflăm răspunsul după ce ascultăm melodia. Doamna Florina Lițiu și Matilde Lițiu, fetița, vor interpreta în duet melodia Mamă, tată, vă iubesc. Iar Bianca Păslaru, o melodie din Ardeal, Toate șogorițele. Melodii, publicitate și revenim, dragii mei, cu acești interpreți și invitați minunați din această seară. Sufletul meu așa îmi spuneai,
așteptat, măi, până s-a noptat, măi, și tu n-ai venit la locul umbrit, la locul umbrit unde ne-am vorbit.
cum să facă totul bine, să fim fericiți pe lume. Mama, tată, vă iubesc, sunteți tot ce îmi doresc. Eu mă rog la Dumnezeu să fiți fericiți mereu. Fata mea, îți mulțumesc, tu ești tot ce îmi doresc. Dumnezeu mi-te-a trimis, viața mea e ca un vis. Spune, spune, pui de corbă peste Argeșe vreun pot, ca să pot trece și eu Argeșul în satul meu. Spune, spune, pui de corbă peste Argeșe vreun pot, ca să pot trece și eu Argeșul în satul meu. Ca ploua trei zile într-una, ofof, didă-da-dă. Și-a venit prea mare gârla, ofof, didă-da-dă. Și n-am pe unde să trec, mi-e frică să nu mă nec, ofof. Și n-am pe unde să trec, mi-e frică să nu mă necă, mă. Argeșel, bine-i de tine, tu n-ai necazuri pe lume, n-ai nici dor, nici dragoste, surmezi cu drag apele, ofof. Argeșel, bine-i de tine, tu n-ai necazuri pe lume, n-ai nici dor, nici dragoste, surmezi cu drag apele, ofof. Numai eu am un doar grem, ofof, didă-da-dă. Ce iese din pieptul meu, ofof, didă-da-dă. Nici acum, nici peste o zi, nici până când voi muri, ofof. Nici acum, nici peste o zi, nici până când voi muri, mă. Mândruța-n cale, cu șorțulețul la brâu și cu căluțul de frâu, ofof. Când veneam seara pe vale, îmi ieșea mândruța-n cale, cu șorțulețul la brâu și cu căluțul de frâu, ofof. Eu cu dragă sărutam, ofof, didă-da-dă. Și pe cal o aruncam, ofof, didă-da-dă. Și-amândoi la drum plecam, ce mai dragoste aveam, ofof. Și-amândoi la drum plecam, ce mai dragoste aveam, măi.
dacă-ar putem noi, m-ar mânca, n-ar zice nu, că ne-a luat drăguțul măi. Toate șogorițele m-ar mânca dacă-ar putem noi, m-ar mânca, n-ar zice nu, că ne-a luat drăguțul măi. Drăguțul nu l-am luat, e pe el, l-am lăsat noi. Așa trebuie să fie. Nu poți face.